Rare subliniere Bogdan, amintiri tulburătoare despre din nuce. Giurescu, o mie cutremurat. Îi plângea inima când constata. Jurnalistul Rare subliniere Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, face mărturisiri despre relația pe care a avut-o cu din nuce. Giurescu, academicianul care a murit marți, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani. Rare subliniere Bogdan îl considera pe Giurescu printre ultimii setereri ai românismului absolut. Respect, Dinu Giurescu. Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat să iubim România în fiecare zi. O mare pierdere pentru neamul românesc. A plecat un mare român, un bărbat pe care îl durea ara atât de mult încât perea ce, îi curge sânge din inim când îi rostea numele. Visa la România mare, îi se umezea ochii când îmi imagina ce vom putea realiza vatra în ceea ce considera ara din vis. O mie cutremurat, în februarie 2016, când mi-a spus că România este o arânderiv, care se desface bucat cu bucat și Dinu Giurescu îi dorea un proiect centenar pe măsura veacului scurs din momentul de magie al istoriei noastre. A murit sperând ce vom fi în stare să ne trezim la timp, pentru a nu-i rosi o ocazie de a ne înfia viitorului veac pe măsura realizărilor înaintailor. Îi plângea inima când constata declinul moral al clasei politice și cererea tuturor celor pe care îi considera cu putina de a schimba ceva în arasa se insiste pentru alocarea unei sume cât mai consistente educației. Am atâtea amintiri tulburătoare alături de acest bărbat al României încât sunt copleaiti de vestea teribilă a mutrii sale în alt orizont. Sunt momente când te concentrezi foarte tare să găsești drumul și acesta pare imposibil de găsit. Din nefericire, trebuie să plece setereri românismului absolut pentru a ne regsi noi ma. Respect, domnule Dinu Giurescu, v-am iubit teribil, scrie Rare subliniere Bogdan pe Facebook. Academicianul din nuce. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale.